Aici este un nou căznit, mai multe culori, adică căznit un pic mai greu de făcut. Modelul se numește Unghia Capre. Aici, fierul plugului, care la fel reprezintă primăvara, arată ogoarelor. Crucea, la fel, care v-am spus că e primul ou care îl fac când încep să-mi pădei. Spicul de grâu, la fel, care reprezintă tot primăvara, ogoarele și frunza de căpșună. Cârlicul ciobanul, la fel. Modele toate au o denumire. Cetina. Steaua, la fel, e un nou. Și sunt foarte multe modele care le-am scoase. Sunt multe scoase de la bunica, de la mama. Le-am făcute. Fiecare are o denumire. Suveica, care e un model foarte plăcut. Fierul plugului, v-am spus. Firul înodat. Frunza de sterar. Aripa de porumbel, la fel, care este unul foarte toate modelele sunt din zona noastră. V-am zis, am încercat să păstrez modelele foarte mult învățate de la bunica, de la mama, care a fost o înrăită. Deci în pădeia, era o bucurie pentru noi să așteptăm Paștele, în săptămâna până în Paște, veneau femeile la mama și aduceau care în găletușă, care în castron, să le împădeie la fiecare câteva, măcar să fie frumoasa bisericii.